Toamna este anotimpul în care ne putem bucura de multe fructe și legume. O dietă echilibrată presupune să le avem zilnic în farfurie, proaspete, colorate în verde, roșu și galben. Verde pentru varza bogată în vitamina C, roșu pentru sfeclă și mere care conțin fibre, iar galbenul soarelui pentru gutui și pere sau prăsade. Voi cum le spuneți acestor fructe mălăiețe? Sunt pieri, mărunțele sălbați. Sunt prăsade, lungăreți, care se altoiesc. De rădăcina la piere se fac prăsade frumoase, dulci. Sunt de toamnă, sunt vărați. Piere. Prăsade. Toamna e anotimpul pierilor. Pierile sunt foarte gustoase. Piere. Cade pară mălăiață drept în gură la nătăfleață. Prăsade. Piere. Și prăsade e corect. Prăsade e un generalism, iar piere e varianta literară. La țară am o livadă cu prăsade. E toamna deja, sau să încep să coacă pierele. O pară nu este altceva decât fructul părului, pom din familia rozaceelor, cu coroana piramidală, cu frunze ovale, cu flori mari, albe sau roz, cultivat pentru fructele lui comestibile. Cuvântul prăsadă este un provincialism, adică este folosit în unele regiuni ale țării noastre pentru a denumi fructul zemos și dulce al prăsadului. Pom ce rodește fructe mari, ovale, mustoase, de culoare galbenă sau galbenă-verzuie și roșiatică pe partea dinspre soare. Deci, pentru o exprimare corectă, alegem varianta pară și evităm versiunea prăsadă. Să exemplificăm, pică pară mălăiață în gura lui nătăfleață, se spune despre omul care așteaptă să-i vină toate de-a gata, fără nicio osteneală din partea lui. Perele cu coajă verde conțin luteină, compus necesar pentru păstrarea acuității vizuale. Perele, în special soiurile cu coaja roșie, pot ajuta la scăderea riscului de diabet. Perele au puține calorii și sunt bogate în apă și fibre. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.